Bună, dragii mei! Video 35, sfatulpărinților.ro, o nouă săptămână, un nou subiect de interes despre cine suntem noi și mai ales cine nu suntem noi în aceste vremuri în care pare că este mai important să dezînvățăm ce am învățat despre cine am fi și să învățăm să fim cine suntem cu adevărat. Ce înseamnă, de fapt, tot ceea ce spun în spatele acestor cuvinte aparent filozofice? Numele meu este Cristina Niculescu, de la sfatulpărinților.ro. Împreună cu echipa mea am creat acest site în 2010. Repet, informația, cei care ne urmăresc știu, cei care ne descoperă acum prima dată, mi-ar face plăcere ca aceștia să descopere și site-ul nostru. Iar aceste videouri au drept rol să ne sprijinim reciproc în a înțelege ce beneficii avem din noile energii de o intensitate nemai întâlnită până acum pe Terra, care scaldă planeta în special în ultimul an ca intensitate mai mare și în special în ultimile luni, pentru că știm cu toții că din 21 decembrie am intrat într-o nouă paradigmă energetică, într-o nouă paradigmă astrologică, astronomică, energetico-spirituală, deci pe toate fronturile de informații aflăm faptul că nimic nu va mai fi cum a fost din unele puncte de vedere și viețile foarte multora dintre noi se schimbă sau s-au schimbat dramatic și schimbările continuă. În cadrul acestor schimbări există un fenomen despre care noi am vorbit în videourile anterioare și anume faptul că corpul mental, unul dintre corpurile de bază ale ființei noastre, unul din cele 7 corpuri, împreună cu corpul fizic mai sunt încă 6 corpuri, deci unul din aceste 7 corpuri este corpul mental. Corpul mental este cel care a înmagazinat tot ceea ce credem că este bine, tot ceea ce credem că nu este bine și toate mecanismele noastre de supraviețuire. Corpul mental este cel care opune cea mai mare rezistență la aceste schimbări, respectiv universul trimite valuri și coduri de energie de vibrație foarte ridicată, aproape de vibrația sau chiar de vibrația bucuriei, iubirii, recunoștinței Creatorului. Și unele persoane se adaptează mult mai repede decât altele și diferența este dată de rezistența pe care o opunem în fața, am putea spune, voinței Universului, în fața ordinii Universului. Și de unde apare rezistența? Din controlul pe care noi dorim să îl exercităm asupra vieții noastre, pentru că noi credem în mintea noastră că este mai bine așa și nu este mai bine așa. Despre control vorbim astăzi, despre ce se ascunde în spatele controlului, despre cum putem să aflăm sau să ne dăm seama de ce mulți dintre noi am dezvoltat personalități controlante, dar și ce facem dacă trăim în relații cu oameni care exercită un control foarte mare asupra noastră și efectiv ne simțim sufocați. Ce se întâmplă de fapt în spatele controlului? Controlul are în spate o frică și are în spate un mecanism pe care noi l-am învățat din copilărie. În acest video vom explica de ce se naște personalitatea controlantă în oameni și care este antidotul, ce putem noi face, cum putem noi să ne dezvățăm de a fi controlanți, pentru că a fi controlant, mai ales în vremurile de azi, este unul din modurile cele mai puternice de a fi împotriva universului și fluxului divin și modului și acestui flow al vieții care se întâmplă oricum în viață, decât că în momentul în care noi nu vrem să vedem flow-ul vieții și nu vrem să acceptăm lucrurile așa cum sunt, noi în clipa aceea vrem să controlăm ca ele să fie opusul. Este același lucru ca și cum vrem să controlăm ca acum anotimpul să fie opus celui care este. Deci eu filmez în luna ianuarie, în sfârșit de ianuarie, început de februarie și este ca și cum îmi pun toate forțele la bătaie ca acum să fie de fapt vremea specifică lunii iulie și să merg la mare. Voi reuși? Nu voi reuși. Pentru că nu ai cum vreodată să ieși învingător în lupta cu Universul. Așa că o luăm pe pași. Pasul 1 este să discutăm despre
ce este controlul, de ce apare, de ce ne face rău, și pasul 2, care este antidotul, care sunt soluțiile pentru a porni pe drumul împrietenirii cu universul în general și în particular în aceste vremuri în care universul chiar revarsă asupra noastră anumite coduri speciale de energie cu care e bine să ne împrietenim, nu să ne ciondănim, ca să zic așa. Deci controlul. Controlul este personalitatea pe care o dezvoltăm atunci când ne simțim în nesiguranță. Observați numai că în viața de zi cu zi, în societate, în cultura asta socială în care trăim, există o energie de critică și de judecată la adresa persoanelor controlante. Adică, dacă tu ești o persoană care vrei să deții controlul, să găsești destui să zică: mamă, ce controlant, ce manipulator, ce vrei tu să iasă numai ca tine. Și dacă ești la rândul tău, și poate te simți sigur, te simți vinovat, mă, așa sunt eu, sau da, dar nici nu știu cum aș putea acționa altfel, dar nu faci bine, într-adevăr, în momentul în care ai energia controlului, ești pe scara emoțiilor lui Abraham Hicks, pe care o avem și pe care o primiți ca link și în partea de descriere a acestui video. Când simțim energia controlului, noi de fapt suntem în aproape oricare din emoțiile negative. Suntem în descurajare, în furie, în frică, în devalorizare, în orice. Și ca să ieșim din această găleată de energie, emoții negative, ne agățăm pe ceea ce ego-ul a construit, numit scara controlului, în speranța că va scoate capul la lumină și lucrurile se vor întâmpla ok. Dar și dacă ai în viață persoane care te controlează și care îți sufocă existența și care îți pun, nu știu, bocancul la gât și simți că nu mai poți respira, evident că simți foarte multă furie față de persoanele respective. Te simți ca în închisoare, te cerți, le blamezi, le critici, le judeci. Evident, tu la rândul tău simți emoții negative când ai în ambient persoane care te controlează. Deci oricum o dăm, fie că noi suntem controlanții, fie că cel din față e controlantul, care, by the way, este oglindă, că niciodată nu poți să ai în viața ta un controlant dacă tu la rândul tău nu ai fost sau nu ești uneori la rândul tău controlant, pentru că e oglindă unul la unul, e oglinda unul, sunt toate oglinzile seniene în acțiune când avem în față energia controlului. Ca de altfel orice altă energie. Dar, sigur, constatăm că nu ne e bine fiind controlați, constatăm că nu ne e bine controlând sau fiind controlați sau dominând oamenii sau dorind neapărat să iasă ca noi. Până într-un punct e ok, da, obținut rezultatele respective. Dar noi acum traversăm vremuri în care exact asta este specific. Nu prea mai merge ca până acum. Nu mai funcționează aceleași mecanisme. Aplici același mod de funcționare pe care îl știai în mintea ta și vezi că rezultatul nu vine sau vine diferit. Și atunci îți dai seama că trebuie să dezveți ceva ce ai învățat. Dar ce este de fapt cu controlul și cu nesiguranța? Controlul este mecanismul construit de ego-ul nostru și ego-ul se formează într-o persoană în jurul vârstei de 6-7 ani. Ego-ul este tot ceea ce sunt eu, așa supraviețuiesc, eu așa pot să fiu bine, eu așa pot să mă feresc de pericole. Deci tot ce am magazinat subconștientul în primii 6-7 ani, tot acel pachet adunat, și undeva pe la 6-7 ani se construiește în ființa umană conștientizarea propriei persoane. Mă, dar chiar exist și eu pe lume. Da, dar eu, acest eu, în ăștia 6-7 ani, am înțeles și am înmagazinat că există aceste pericole, aceste bucurii, deci tot acest pachet îmi formează personalitatea. În cadrul formării acestei personalități numite ego, se întâmplă mecanismul controlului. Controlul se naște întotdeauna ca o decizie a subconștientului, deci a ego-ului nostru, de a ne proteja, de a ne apăra, pentru că nu ne simțim safe, nu suntem în siguranță. De cele mai multe ori, emoția aceasta apare până în 6 ani. Deci undeva între 0-6 ani, 1-6 ani, în general când copilul iese în lume și se intersectează cu alte ființe decât doar
îngrijitorii de bază, mama, tata, bunica, bona și cine mai are grijă de un copil foarte mic care n-a ieșit încă în mediul social al vârstei sale. Și ne punem în locul copilului, da? Deci fiecare din noi înțelege ceea ce urmează să zic. Copilul e mic, se duce la joacă, de exemplu, și acolo un alt copil îi face rău. Acolo întâlnește un mediu agresiv, din diverse motive. Copilul simte frică și nesiguranță. Deci copilul nu se simte sigur. Este un loc vast, cu persoane necunoscute și din care unele agresive. Că ați văzut mereu la locul de joacă, joacă-te frumos cu băiețelul, dă-i și lui găletușa, nu mai fie așa cu fetița sau jucați-vă frumos împreună. Obișnuim să facem asta copiilor noștri pentru că ei sunt foarte naturali și ei nu au rafinamentele astea sociale de a-ți păsa. Ei sunt foarte centrați pe nevoile lor, deci puțin le pasă dacă o atitudine a lor poate răni un alt copil. Copilul rănit, ce face? Instinctiv se reîntoarce înapoi către părinte, către tribul său, către casa sa, se duce înapoi în casă. În casă găsește ceva. Dacă mediul este securizant, el capătă încredere și spune în conștientizările ulterioare ale ego-ului, ale subconștientului, dom'le, dacă se întâmplă ceva rău în afară, există resurse în interior ca eu să fiu bine, să fiu protejat, apărat, iubit. Dar dacă în mediul de acasă acest lucru nu este valabil, pentru că fie părinții noștri au avut propriile lor probleme, au avut propriile lor răni emoționale, fie ei efectiv trăiau și dezvoltau un mediu toxic pentru copil. Deci sunt cazuri și cazuri. Sunt zone de viață în care numai bine nu îți este în momentul în care te reîntorci acasă. Doar din contră este mai rău acasă. Părinți abuzivi, părinți certăreți, părinți îndurerați, părinți răniți, părinți divorțați, părinți certați, părinți morți, părinți orice. Și atunci, dintr-un mediu nesigur, copilul se întoarce acasă unde găsește un alt mediu la fel de nesigur. Ce se întâmplă în clipa aia? I se face frică. El nu mai are unde să se ducă ca să se reasigure că poate fi în siguranță în fața tuturor acestor pericole. Deci, întotdeauna există sentimentul de nesiguranță. Deci, sunt în nesiguranță și mecanismul următor pe care îl dezvolt ca copil este: nu am pe cine să mă bazez decât pe mine, spune creierul automat. Nu are cine să mă protejeze, nu are cine să mă salveze de pericole, de tigru, de foc, de incendii, de orice, decât eu. Eu sunt cel care mă pot baza. Nu am pe cine să mă bazez decât pe mine. Este afirmația din spatele persoanei care a dezvoltat o personalitate controlantă. După care persoana respectivă, adică copilul, odată ce a hotărât acest statement, această afirmație, o va reîntări de fiecare dată pentru că el privește viața cu acești ochelari care asta spune. În afară e pericol, în interior nu are cine, deci eu sunt singurul care mă pot autosalva, autoajuta, autoproteja. Acest lucru dezvoltă personalitatea prin care ba te crezi Zeus și crezi că tu poți de toate, ba din contră devii o persoană care vrea să controleze o altă persoană. Și aceste persoane, deși par mai slabe de duh, în realitate tot controlanți sunt. Pentru că dacă tu nu te poți baza pe exterior, tu, pe oameni, pe viața, viața din exterior poate fi periculoasă, da? În interior n-are cine. Eu fie îmi dezvolt eu mușchii și devin eu cel care trebuie să controlez cum se așează lucrurile ca să supraviețuiesc și să-mi fie bine, fie voi căuta o persoană pe care să o calic și pe care să o controlez, tu poți mai bine ca mine, fă tu și pentru mine, pentru că eu nu pot. Și atunci, automat,
se întâlnesc controlanți între ei. Pare într-un cuplu că unul e mai controlant ca celălalt. În realitate, amândoi sunt la fel, decât că au moduri diferite de a manifesta controlul, amândoi având în spate aceeași frică, aceeași nesiguranță din copilărie. Așadar, nu suntem foarte defecți, nu suntem foarte de vină cu nimic dacă avem tendința să devenim, să fim controlanți, să vrem ca lucrurile să se întâmple ca noi. Adică controlantul poate regla orice vrea el, mobil acum să stea, X ce să zică, Y ce să facă, la ce oră mergem acolo, tu n-ai voie să miști în front, trebuie să faci cum zic eu. Sigur că toate astea dezvoltă foarte mult stres în relații, foarte mult stres și știm cu toții acest lucru, dar dezvoltă stres în propria persoană, pentru că fiecare acțiune pe care vrem să controlăm este dublată de o nouă porție de frică. În niciun caz nu există relaxare, nu există bucurie și nu există șansa să putem să fim aliniați cu adevărat cu noile energii în care Universul vrea să așeze lucrurile așa cum este mai bine pentru toată lumea implicată. Deci pasul 1 este să înțelegem de unde vine acest control. Să nu ne mai blamăm, să nu ne mai judecăm și să nu ne mai judecăm aspru pe ceilalți. Asta nu înseamnă să rămânem în relații cu persoane controlante, ci înseamnă două lucruri dacă suntem în asemenea relații. Dacă X din față este controlant, este din, înțeleg motivele lui, nu îl mai privesc cu supărare, furie, ură, mă uit un pic în spate în copilăria lui, poate știu câte ceva și pot înțelege de ce circumstanțele copilăriei lui l-au transformat într-un adult deosebit de controlant. Doi, personalitatea lui nu mai face bine deloc, deci trebuie să mă eliberez cumva. Și trei, nu înseamnă că nu mă eliberez, dar profit de faptul că am în față prin oglindă o persoană controlantă pentru a vedea eu când în viața mea am fost și eu sau sunt controlant, deci îmi este frică, deci simt nesiguranță față de viață, față de univers. Deci mulțumesc în sinea mea persoanei controlante, nu sunt obligată să stau în continuare cu tipul ăsta de persoană, dar da, fac munca cu mine pentru a-mi vindeca eu aspectele de control pe care le manifest și eu la rândul meu în alte zone sau pe care nu am vrut să le manifest pentru că m-am gândit că e altul mai bun la control decât mine și atunci mai bine îl controlez eu A pe B, ca B să rezolve lucrurile de control cu toate lumea și cu toate situațiile decât să mă duc eu în toate situațiile și să le rezolv. Așa pun presiune pe un singur omuleț să rezolve omulețul tot. Omulețul la rândul lui un controlant care pune mecanismele de control cu fricile de rigoare și e o poveste care nu se mai termină și care ne zăpăcește pe toți și aproape fiecare om trece prin așa ceva. Întrebarea este, mai vrem sau nu mai vrem să stăm așa? Ne mai este bine în suflet și în corp și în minte și în tot să stăm în energia controlantului sau nu? Dacă nu, dacă tu vrei să te debarasezi de această personalitate de control și să înveți să ai mai multă încredere în viață, iată pașii de urmați. Am să vă indic patru pași pe care îi avem de urmat și eu îi urmez cu sfințenie zi de zi, deși vă previn că nu este o cale foarte simplă, dar aduce niște rezultate foarte ușoare. Nu este simplă, nu este ușoară, dar aduce rezultate foarte, foarte bune. Pasul 1 sau punctul 1, dacă vrem cu adevărat să nu mai fim atât de controlanți, deci atât de fricoși, deci atât de furioși că lucrurile nu se întâmplă cum vrem noi, deci atât de scufundați în toată paleta emoțiilor negative, deci atât de supuși să ne slăbim sistemul imunitar, să ne îmbolnăvim corpul și să nu trăim lucrurile pe care ni le dorim. Pentru că degeaba îți dorești lucruri dacă tu ești pe aceste energii de frică, neîncredere, deznădejde, furie. Tu le dorești. Universul vrea să ți le dea, dar nu poate câte vreme tu ești pe etajul emoțiilor negative în loc să fii pe etajul emoțiilor pozitive. Da? De aceea trebuie să învățăm să ne debarasăm de control după ce am înțeles cum l-am creat și când. Deci pasul 1, pași mici și blânzi și foarte, foarte multă iubire de sine. O personalitate transformată într-un fel în zeci de ani nu se poate
transforma în altă personalitate într-o săptămână. Este nevoie de muncă zi de zi, de zi de zi cu propria persoană. Pași ușori, blânzi, din iubire, dar siguri. Cel mai important lucru este că avem intenția să transformăm ceva. Ați văzut, te muți dintr-o casă în altă casă. Unor nu o poți face de la o zi la alta, chiar dacă tu ai această intenție. Dar tu știi sigur că vrei să faci acest lucru și faci pași cât un pic, cât un pic, cât un pic, până când energia ta veche se desprinde și se formează energia nouă. La fel este cu personalitatea controlantului. Cine trebuie să devină pe omul controlant? El trebuie să devină un om care are încredere în viață și în univers. Deci primul pas și prima recomandare, blândețe de sine, iubire de sine, iubire în special pentru copilul acela interior care a suferit. Cel mai important lucru când ne dăm seama că am fost un copilaș care n-am avut siguranță nici în exterior, nici în interior, nu este să blamăm părinții, ci să sau îngrijitorii sau viața, ci să ne vindecăm copilul. Luăm copilul în brațe, facem meditații pentru vindecarea copilului interior, sunt foarte multe și foarte frumoase. Pe YouTube sunt programe speciale, de exemplu și pe viețeanterioare.ro, Ruxandra Bulzan are un program de vindecare a relației cu copilul interior, care iarăși este absolut minunat. Deci există foarte multe instrumente dacă le vrem. Și iubim acel copil, devenim noi adultul care îi oferă siguranță, iubire și protecție, emoții și stări pe care el nu le-a avut în copilărie și atunci trebuie să devină acest control freak, da? Noi devenim adultul, iubim copilul, suntem blânzi cu acest copil și ne străduim să-l convingem că lucrurile nu mai sunt cum erau în copilărie, tocmai pentru faptul că noi am devenit un adult și avem instrumente să îl ajutăm. Pasul 2, învățăm să avem încredere în univers. O energie opusă controlantului este am încredere în univers. Bine, dar ce te faci dacă tu nu ai trăit până acum având încredere în viață și în univers, pentru că de-aia ai devenit controlant. Deci, în această etapă, cu pași ușori și blânzi, este recomandat să facem, să rostim o afirmație de 10 de ori pe zi, în fiecare zi. Cuvintele care au în limbajul pământesc vibrația cea mai apropiată de vibrația lui Dumnezeu sunt eu sunt. În engleză I am, eu sunt. Da? De aceea în expresiile spirituale știm că eu sunt cel ce sunt, este același lucru cu Dumnezeu și are exact aceeași vibrație. Deci eu sunt. Foarte mare atenție, orice punem după eu sunt, pentru că acestea sunt cuvintele care declanșează procesul de creație în univers pentru propria ființă. Deci ca eu să încep să capăt încredere în univers, la acest pas 2, încep prin a rosti eu sunt dispus să învăț cum să am încredere în univers. Iată sunt niște cuvinte puternice, dar blânde, care ne trec ușor de la faza de controlantă, care n-am încredere în nimeni și nimic decât în mine, dar am înnebunit pentru că nici ca mine, iată, nu mai iese. Deci până acum funcționa și acum controlez eu tot, nu pot. Nu pot să schimb un destin, nu pot să opresc o moarte a cuiva, nu pot să fac copilul să facă ceea ce cred eu că e mai bine pentru copil, nu pot să modific rezultatele vânzărilor unei afaceri, nu pot multe. Și atunci trebuie să învăț să am încredere în univers. Pentru că n-am învățat până acum, încep și rostesc. Eu sunt dispus sau dispusă să învăț cum să am încredere în univers. Și ăsta e pasul 2. Repetăm zi de zi, săptămâni la rând, luni la rând, an la rând. Energia toată se schimbă pentru că un pas pe care îl faci către univers, către viață, către Dumnezeu, se întâlnește cu 10 pași pe care viața, Universul și Dumnezeu îi fac către noi. Deci eu sunt dispusă să învăț cum să am încredere în univers. Eu sunt dispus să învăț cum să am încredere în univers. Acesta este pasul 2. Pasul 3, odată ce am hotărât la pasul 2 că sunt dispusă să învăț cum să am încredere în univers, e clar că nu știu cum și vreau să învăț. Și la pasul 3 încep și dialoghez cu universul, respectiv rog universul să-mi dea semne. Universul ne vorbește tot timpul prin
cadouri, sincronicități, numere repetitive, o pană care îți ajunge nici nu știi cum în cale, o buburuză, un animăluț. Dacă vezi că tu nu ai animal de companie și circul pe undeva și la un moment dat vine un animal spre tine care vine cu o energie de prietenie. Este o formă prin care universul îți vorbește, sunt cu tine, ai încredere în mine, nu ești singur, nu ești în pericol. Cerem universului. Deci, la pasul 3, învăț cum să am încredere în univers, dialogând cu universul și rugând universul. Eu vreau să am încredere în tine, te rog, dă-mi și mie semne, așa cum dai tu, prin care eu mă pot simți înconjurat de iubirea ta, înconjurat de protecția ta. Și atunci, urmărește în jur, urmărim în jur, ce semne apar? Urmăriți numere repetitive. 11, 11, 22, 22, la mașini 333, 555, 777, 888, 444. Bine, fiecare grup repetitiv înseamnă ceva în dialogul cu universul, dar acum nu mai contează decât că faptul că apar toate acestea. Repet, pene, monezi, gesturi minunate, un telefon care vine din senin și care simți că poartă în sine energia bucuriei, un mail care vine din senin, o postare pe care o găsești pe Facebook sau pe Instagram sau pe orice, în care tu primești un mesaj de la univers, deci universul îți va vorbi, melodii care vin out of nowhere și care îți transmit din nou iubirea universului, faptul că nu ești singur, nu ai de ce să mai simți nesiguranță și lipsă de încredere în univers. Deci cerem cât mai multe semne și de îndată ce cerem, așa cum știm că ne-a și zis Iisus, cere și ți se va da, ni se vor da aceste semne și este minunat să vedem că ele chiar există, pentru că cu adevărat universul ne vrea să trăim într-o vibrație de încredere în el. E ca și cum copilul tău, tu te miri ce să-i mai faci și să înconjori copilul tău cu iubire, încredere, protecție și vezi că copilul ăla veșnic nu are încredere în tine. Păi dacă copilul tău nu are încredere în tine, înseamnă că tu nu ai încredere suficientă în viață și în univers. Și atunci trebuie să înveți să ai încredere. Pasul 4, în procesul de a învăța cum să avem încredere în univers, este să continuăm cu afirmațiile. Eu am notat aici tot felul de afirmații pe care le putem rosti. Sunt simple, sunt obișnuite ca lungime, dar sunt foarte puternice. Deci în afară de cea de la pasul 2 care declanșează sau deschide o ușă, eu sunt dispusă sau dispus să învăț cum să am încredere în univers. Aici la pasul 4 deja începem să spunem eu sunt în siguranță, eu sunt bine, eu sunt un adult care nu mai trăiește în trecut, eu sunt adultul care are grijă de copilul meu interior, eu sunt copilul lui Dumnezeu, eu sunt făcut din energia lui Dumnezeu, eu sunt parte din viață. Și ca să fim credibili în toate aceste afirmații, începem și studiem un pic, așa, la modul detașat, ceea ce e un exercițiu foarte puternic pentru cine e învățat să vrea să dețină neapărat controlul, studiem viața, studiem natura și studiem propriul corp. Facem noi ceva cu mecanismele noastre de control pentru a face ca aparatul respirator să funcționeze? Facem noi ceva pentru a controla pașii digestiei? Facem noi ceva pentru a dezvolta în, ca femei în interiorul nostru perfecțiunea numită copilul ce se va naște? Nu. Facem noi ceva ca inima să bată, ca unghiile să crească, ca părul să strălucească și să crească? Nu. Facem noi ceva ca norii să se miște pe cer, ca valurile mării să vină rânduri, 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 cu o sincronicitate absolut emoționantă de mii de ani? Facem noi ceva ca floarea aceea, în ciuda frigului, când vine primăvara, să înflorească sau facem ceva ca să vină primăvara? Nu! Există o perfecțiune implacabilă și uluitoare în univers. Tot ce avem de făcut este să o vedem, pentru că dacă acest univers binevoitor și plin de iubire face ca totul să fie în armonie, iar acolo unde apare disarmonia, vedem că imediat este înlocuită de armonie, da? De exemplu, se usucă un copac, în locul lui va apărea altceva, se creează un gol,
în locul său va apărea altceva. Deci întotdeauna Universul umple golurile cu ceva mult mai bun și reașează. Așa funcționează viața și Universul. Deci observăm și ne întărim încrederea în Univers. Și punem întrebări. Adică nu doar observăm sincronicități, poate realmente avem depus o întrebare către viață și către acest flow incredibil al vieții în Univers. Și atunci întrebăm, Universule, Dumnezeule, viață, flux divin, spune-mi și mie, te rog, ceva despre situația asta. Dă-mi un indiciu că sunt pe calea bună, dă-mi un indiciu că lucrurile se întâmplă așa cum îmi doresc și uite, și eu mă străduiesc și îmi ridic vibrația pentru a fi la nivelul vibrației pozitive prin care pot să îmi împlinesc dorințele. Sau dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum îmi doresc eu, pentru că sunt controlant și cred cu tărie că lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit fel, într-un anumit moment și doar cum le gândesc eu. În loc să las Universul să le așeze, cum știe Universul că este mai bine pentru toată lumea. Și atunci punem întrebări și vom vedea din întâmplările viitoare ale vieții răspunsul Universului. În permanență este un dialog între noi și Univers, dialog la care ajungem dacă vrem cu adevărat să ne eliberăm de această mare povară numită controlul. Să ne iubim copilul interior, să-l vindecăm și să știm că noi suntem acum în 2021 și că lucrurile sunt total diferite față de cum au fost cândva, când ca copil am fost răniți sau în care părinții noștri, niște foști copii cu răni emoționale nevindecate s-au maturizat, au făcut copii și au dat mai departe cadou propriilor răni nevindecate. Sunt vremurile în care vindecăm nu doar sufletul nostru, dar și rănile emoționale ale străbunilor noștri de îndată ce avem această intenție și de îndată ce hotărâm să avem încredere în Dumnezeu, să avem încredere în Univers și în viață. Da? Deci blândețe cu sine, înțelegem că totul a pornit până în 6 ani, prin multă frică și nesiguranță, în mediul exterior și interior. Înțelegem că după aceea, când s-a format ego-ul și personalitatea la 6-7 ani, am concluzionat, eu voi deține controlul ca să pot să nu mor, căci în esență supraviețuirea despre asta este. Ulterior ne-am rafinat mecanismul de așa natură încât pixul ăsta stă aici, mouse-ul ăsta stă aici, totul stă aici, nu te atingi, nu schimbi și dacă nu faci cum zic eu, jar mănânci. Este mecanismul controlantului. După care trăim în control până când la un moment dat nu se mai poate. Acum sunt vremurile în care din ce în ce mai mult nu se mai poate. Nici noi nu mai putem controla pe alții pentru că ghici ce vine Universul și spune gata cu prostiile. Nici noi nu putem controla viața, nici alții nu ne mai pot controla pe noi, pentru că ne trezim. E o trezire spirituală în masă. Nu mai pot să fiu cine nu sunt. Eu nu sunt nesiguranță, eu nu sunt frică. Eu sunt iubire, eu sunt Dumnezeu, eu sunt copilul Lui. Eu am dreptul să simt încredere, recunoștință și bine. Nu să trăiesc în închisoare în continuare, pentru că cândva mie mi-a fost foarte frică ca copil, ție ți-a fost foarte frică ca fost copil și între timp ai devenit partenerul sau partenera mea și m-ai găsit pe mine, m-ai vrea să mă încalici pe mine, să-ți rezolvi ție toate fricile. Nu suntem datori să rezolvăm fricile altora, suntem datori să ne vindecăm fricile noastre și copilul interior. Și cei 4 pași, da? Deci blândețe cu sine, învățăm să avem încredere în Univers prin eu sunt, da? Eu sunt. Mare atenție ce punem după eu sunt. Acesta este motorul de creație în Univers pentru propria persoană. Eu sunt. Dacă vrei să împlinească o dorință, eu sunt, nu știu, fericitul posesor al mașinii cu tare. Eu sunt bucuros în timp ce trăiesc o frumoasă poveste de iubire cu colegul de facultate, cu colega de facultate. Și atenție! Deci, întâi începem cu eu sunt, ca să fie dorința mai puternică, da? Eu sunt dispus, sunteau dispusă să învăț cum să am încredere în Univers. Pasul 3. Cerem Universului, de îndată ce suntem dispuși, aceste sincronicități, semne și cadouri de bunăvoință ca să învățăm să avem încredere în El, iar El ni le va da. Și punctul, ăsta este punctul 3. Punctul 4. Observăm
cum funcționează de fapt perfecțiunea Universului și înțelegem că la fel se întâmplă și pentru noi și destinul nostru și punem întrebări specifice pentru situații specifice, că și nu mai suntem așa de capul nostru, eu centrez, eu dau cu capul, eu decid, eu culeg rezultatele, eu, până când nu mai pot și clachez. Nu, sunt eu împreună cu Universul, rezolvăm asta. Doamne, ia-le de pe mine, e cam greu, ajută-mă Tu, trimite-mi oameni minunați, soluționează-mi treaba asta, pentru că mi-e greu singură să... Deci nu sunt singură. Controlantul crede cu tărie că e singur și atunci el încearcă să-și rezolve chestia asta stingând treaba asta. Vă îmbrățișez. Sper că vă este de folos. Este un proces în care mă aflu la rândul meu de ceva vreme. În ultima perioadă este mai intens lucrat, cu rezultate mult, mult, mult mai bune și, în general, momentul în care controlantul zice ajunge. Indiferent dacă mi-a adus bine sau rău felul de a fi, nu mă mai interesează. Eu vreau să dezvolt o frumoasă relație de prietenie cu universul acesta care chiar m-a creat. Vă îmbrățișez și vă doresc control cât mai puțin, eliberare de controlanți, dar nu blamându-i, judecându-i, acuzându-i sau fugind de ei, ci înțelegându-i și recăpătându-ne puterea înapoi și vindecându-ne copilul la care cândva a înțeles că este singur și trebuie să dețină controlul. Sper că vă sunt de folos aceste informații și ne vedem săptămâna viitoare. Dacă vă plac videourile noastre, vă puteți abona la acest canal, puteți apăsa pe clopoțel, puteți intra pe sfatulpărinților.ro, puteți să ne urmăriți, puteți să ne îndrăgiți și noi oricum o facem către voi și vă salut, așa cum îmi place să o fac la fiecare final de video, suflete frumoase și curajoase, pentru că suntem foarte curajoși să fim acum aici pe pământ, mergând mai departe, împlinind dorințe, dar și vindecând lucruri, poate chiar dureroase și din noi și din străbunii noștri, căci să știți, când noi rezolvăm pentru noi, rezolvăm și pentru copii în viitor, dar și pentru tot lanțul strămoșesc care a trăit aceeași durere, dar care n-a avut instrumentele pe care noi le avem acum în aceste vremuri unice. Vă îmbrățișez și vă doresc tot binele din lume.